Ne vedeți zâmbind și uându-ne, cântând, vorbind, mințim. Ne vedeți în suferință, când ne cetăm, când plângem. Ne găsiți în școli și în magazine, în casă și la cluburi. Ne găsiți în parc, pe străzi și în biserici. Noi suntem copiii voștri, suntem tinerii voștri și responsabilitatea voastră. Presiunea lumii continuă să slăbească influența familiei și al bisericii în viața noastră. Devine tot mai greu. De dragoste al lui Dumnezeu. Este momentul ca în următorii 10 ani să vă concentrați atenția asupra copiilor și tinerilor voștri. Avem nevoie de un program, de evenimente și de mai multe tabere. Avem nevoie să vă simțim lângă noi, să vă faceți mai mult timp pentru noi, să ne ascultați când vorbim. Avem nevoie de voi, să ne auziți și să ne ascultați inima. Avem nevoie de o biserică unde să fim apreciați și unde noi să fim incluși în familia lui Dumnezeu. Printre dragoste curată, în diferite feluri, avem nevoie de o biserică în care să simțim iubirea lui Dumnezeu. Dorim și avem nevoie de ocazii pentru a sluji altora, conform vârstele noastre, abilităților și darurilor spirituale. Putem să ne rugăm pentru vecinii noștri. Putem să-i facem pe alții să se simtă acceptați. Putem învăța să ne facem parte. Putem chiar să ajutăm în luarea deciziilor. Putem să facem mult mai mult decât ne credeți voi în stare. Suntem plini de energie și vrem să ne învățați cum să folosim această energie. Pentru că nu vrem să apucăm pe căi greșite. Dorim să ne pregătim. Nu vrem să mai așteptăm. Vă rugăm să nu ne subestimați. Vă rugăm să ne înțelegeți. Vă rugăm să nu ne lăsați pradă lumii. Este timpul să vă reevaluați prioritățile. Noi suntem biserica de azi. Noi suntem biserica de mâine. S-ar putea să ne pierdeți. Să ne pierdeți. Să ne pierdeți. Ne pierdeți. Să nu ne pierdeți. Nu vrem să fim pierduți. Nu vrem să fim despărțiți de trupul lui Hristos, de biserică. Nu vrem să fim închiși în propriile noastre dureri și gânduri. Și întristări și nedumeriri. Nu vrem să fim izolați în camerele noastre. Vrem ca azi să trăim așa cum vrea Dumnezeu. Veți face tot ce e necesar pentru a ne prezenta Evanghelia? Veți fi lumini pentru noi? Vă veți ruga mai mult pentru noi și împreună cu noi? Vă rugăm, lăsați la o parte diferențele dintre voi și concentrați-vă asupra noastră. Ne veți învăța cum să trăim? Ne veți învăța cum să ne rugăm? Ne veți învăța cum să călcăm pe urmele Domnului Isus? Ne veți învăța cum să-L iubim pe Dumnezeu? Veți contribui la schimbarea vecinilor noastre? Suntem ca un lut în mâinile voastre. Modelați-ne într-așa fel încât să fim ca și Hristos. Vă rugăm, petreceți-vă timp cu noi, învățându-ne despre Hristos. Numai voi puteți face asta. Numai voi puteți face asta. Numai voi puteți face asta. Pentru că peste 10 ani, eu voi avea 22 de ani. Pentru că peste 10 ani, eu voi avea 21 de ani. Pentru că peste 10 ani, eu voi avea 24 de ani. Eu voi avea 24 de ani. Eu voi avea 19 ani. Eu voi avea 20 de ani. Eu voi avea 23 de ani. Eu voi avea 22 de ani. Rămâne o întrebare. Ce se va vedea peste 10 ani că ați făcut pentru noi? Ce se va vedea în urmă? Nu uitați, timpul nu va schimba lucrurile, ci doar va arăta implicarea voastră în schimbarea lucrurilor. Rămâne o întrebare. Rămâne o întrebare. O întrebare. Rămâne o întrebare. Rămâne o întrebare. Rămâne 10 întrebare. Ce se va vedea peste 10 ani că ați făcut pentru noi? Va fi lumea mai bună datorită ție? Peste 10 ani îl voi urma și eu pe Hristos?